În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie, a răsărit la toată lumea. Drept slăvitor creștin în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Sărbătorile dedicate Maicii Domnului într-un an bisericesc sunt 10. 6 dintre ele sunt trecute cu cruce roșie. 4 sunt trecute cu cruce neagră. Dar în evlavia poporului român, toți țin aceste sărbători. Pentru că noi ortodoxi o iubim pe Maica Domnului pentru nesfârșitele daruri care s-au vărsat și se revarsă prin ea în Biserica lui Iisus Hristos. O cinstim mai întâi ca cinstit-o Dumnezeu. Lucrul acesta ne spune Scriptura când spune că a spus Maica Domnului la întâlnirea cu Elisabeta, a spus așa o cântare minunată, că a căutat spre smerenia roabei sale, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Deci Dumnezeu Tatăl a cinstit-o pe Maica Domnului și sfânt este numele Lui, spunea Maica Domnului. Deci prima dată pe Maica Domnului a cinstit-o Dumnezeu Tatăl și spun părinții bisericii că a așteptat atâta vreme până s-a născut o fecioară smerită pe care Dumnezeu Tatăl a socotit-o vrednică ca din ea să se nască Fiul lui Dumnezeu. Apoi pe Maica Domnului a cinstit-o îngerii, apoi a cinstit-o biserica. Păi nu spune că s-a dus la Betleem îngerul și s-a plecat înainte ei și a spus că va naște fiul. Și atunci ea a zis, fie mie după cuvântul tău. Numai după aceea o cinstește biserica și o cinstește de plin pe Maica Domnului Biserica Ortodoxă, care susține cu tărie că Maica Domnului s-a născut ca fiecare dintre noi cu păcatul strămoșesc, dar în ea păcatul strămoșesc a fost fără lucrare. Și de aceea îi dedic atâtea icoane, atâtea biserici, atâtea imne și sărbătorile acestea 10 la număr, spuneam, 6 dintre ele cu cruce roșie, 4 cu cruce neagră. Așa o cinstim noi pe Maica Domnului și cinstim nașterea ei pentru că într-un fel a fost miraculoasă. Pentru că drepții părinți Ioachim și Ana ajunseseră la adânci bătrânețe și nu aveau prunci. Și așa era înainte, era blestemat cel care nu avea sămânță în Sion, adică care nu aveau copii. Și ori de câte ori se ducea cu daruri, erau dați la o parte. Până când spune tradiția bisericii că dreptul Ioachim a ajuns la Hozeva, s-a retras în peștera unde a stat Sfântul Ilie și acolo s-a rugat după ce urcase la Ierusalim și acolo în peștera asta mulți ați fost dumneavoastră. Este inima pustiei Hozeva și acolo s-a rugat ca Dumnezeu să ridice de la el o cară aceasta și să aibă și el fii și fiice. Iar Ana s-a retras la Nazaret. Acolo a stat și s-a rugat și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și le-a dat un copil al dorinței, al rugăciunii, nu al poftei, erau la adânci bătrânețe. Și așa s-a născut Maica Domnului ca rod al rugăciunii. Scriptura este plină de exemple și eu am să vă spun numai 2 dintre ele. Femei care n-au avut copii și se rugau. Ana, soția lui Elcana, mama lui Samuel, cel care avea să fie judecătorul lui Israel și să aducă pe popor la Dumnezeu și l-a adus după ce le-a făcut școli, le-a făcut școli și universități și până aceea, după mult timp, i-a adus până a văzut în Samuel omul lui Dumnezeu. Al doilea model din Scriptură este modelul Sfântului Preot Zaharia, care era rudă cu Maica Domnului.
Și Elisabeta, care erau înaintați în vârstă, încât atunci când a primit veste de la înger, a și râs preotul Zaharia și s-a dus și a avut pe Sfântul Ioan Botezătorul. Două sunt nașterile trecute în calendar. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și nașterea Sfintei Fecioare. Iar mai presus de toate nașterea Domnului, de unde vine și cinstirea de plină a Maicii Domnului, de ce? Pentru că din ea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și de aici vine cinstea cea mare pe care trebuie să o acordăm Maicii Domnului. A născut-o pe Sfânta Fecioară, citeam că mulți sunt de părere că s-a născut la Nazaret, alții spun că s-a născut la Betleem, dar sofronia al Ierusalimului cu date istorice dovedește că s-a născut la Ierusalim, unde dreții părinții Ioachim și Ana aveau acolo o casă lângă scăldătoarea oilor. Și deci așa s-a născut și a fost închinată și încredințată la templu. O cinstim pe Maica Domnului, spuneam, pentru viața ei curată și mai ales că ea a fost profețită încă din Vechiul Testament. Ea este asemănată cu porumbița care a adus măslinul, semn al împăcării omului cu Dumnezeu. Ea este asemănată cu chivotul legii, chivotul cel sfințit, în care se păstra tablele legii, toiagul lui Aron care o drăslise frunze, deși era uscat, și locul acesta, chivotul legii, se păstra mana cu care s-a hrănit poporul în pustie 40 de ani. Și Maica Domnului a asemănată cu chivotul, pentru că în ea s-a sălășluit Fiul lui Dumnezeu, pâinea vieții, din care dacă mănâncă cineva nu moare. Ea este scara pe care Iacob, patriarhul, a visat-o la Betel, când s-a așezat cu capul pe o piatră și munții aceia stâncoși a visat o scară care unea cerul și pământul. Aceasta, spun comentatorii Sfintei Scripturi, o reprezintă pe Maica Domnului, că îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau și Fiul lui Dumnezeu este cel care s-a coborât în Sfânta Fecioară. Ea este colinvitra, cum spune cântarea bisericii, ea este chivotul de aur, ea este locul în care se păstra focul, s-a coborât focul Dumnezeirii și n-a ars-o. De aceea biserica o cinstește și profetul spune: iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. A fost adusă la templu la 3 ani și încredințată acolo la templu preotului Zaharia, care s-a ocupat, așa cum am spus în cuvântul meu, din 15 august, pentru creșterea ei la templu, acolo unde erau fecioarele, până când a fost logodită cu bătrânul Iosif, care n-a cunoscut-o pe ea, spune Sfântul Evanghelist Luca, fără să facă literatură. Iubiți credincioși, o cinstim pe Maica Domnului și învățăm multe din praznicul ei. Învățăm că noi trebuie să avem copii ca rod al rugăciunii. Sfântul Evanghelist Ioan spune: copiii voștri să fie copii ai dorinței și nu ai poftei. De să fie rod al rugăciunii, fiecare om când se roagă, să se roage să le dea Dumnezeu copii buni și sfinți. Că noi creștem copiii nu numai ca să fie oameni, să ne sprijinim la ei bătrânețe. Nu! Noi creștem să fie oameni de nădejde ai bisericii, ai neamului și sfinți pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, preocuparea de căpătâi ar fi să ne ocupăm cum ne creștem copiii. Pentru că, spune Scriptura, rușine este tatălui fiul neînvățat, iar dacă aceasta este o fată, s-a născut spre ocara lui. Să învățăm din pruncie munca, seriozitatea, comuniunea cu Dumnezeu și din viața noastră să desprindă ei credința pe care trebuie să o aibă ca o armă
care să-l însoțească pe copil toată viața. Deci, sunt unii care n-au copii săraci și care se roagă. Aceia pot învia copii, pentru că Dumnezeu caută la cel care are grijă de copil și care îl iubește. Acela care nu are copii trebuie să-i ajute pe cei care au, pentru că e semnul iubirii care trebuie să arate iubirea aceasta față de copiii pe care Dumnezeu ne-a dat nouă ca neam. Sunt unii care se luptă să aibă copii, iar alții care au făcut păcate grele, strigătoare la cer și au alungat copiii. Fără copii, neamul încetează să existe. Și noi, să știți, românii, milioane de avorturi s-au făcut aici. Datorită necredinței, în primul rând, spun părinții bisericii, apoi datorită faptului că nu avem niciun fel de educație în privința aceasta și nu știm să păstrăm cu sfințenie cele care trebuiesc ca să avem copii sănătoși. De aceea este bine că acum suntem la 8 septembrie și peste puțin timp începe școala. Cei care nu avem copii sau care putem să ajutăm, să-i ajutăm pe copiii care trebuie să înceapă școala așa cum se cuvine. Și mai mult să insistăm foarte mult pentru a-i aduce pe copii la biserică. Am primit lovituri foarte grele, tocmai pentru că copiii noștri au fost îndepărtați de biserică sau au fost racolați de secte. Dar cu părinților nu le-a păsat lucrul acesta, pentru că nici ei nu veneau la biserică. Și așa suntem într-o situație ca aceasta dezastruoasă. Este momentul în care începem acum anul acesta un nou an școlar și relația cu tineretul a bisericii trebuie să fie mereu prezentă și activă. De aceea e bine ca la această întâlnire cu tinerii pe care biserica o inițiază începând cu 1 octombrie în biserica noastră, copiii trebuie aduși ca să se ocupe biserica pentru formarea lor. Deci, iubiți credincioși, o cinstim pe Maica Domnului și lucrul acesta vreau să-l înțelegeți pentru alesele calități pe care le-a avut și pentru nenumărate daruri pe care Dumnezeu ni le-a revărsat prin ea. Calitățile Maicii Domnului, în primul rând, smerenia la care căuta și Dumnezeu, credința, viața curată, jertfelnicia, felul în care punea cuvântul lui Dumnezeu la inimă, felul în care l-asculta pe Dumnezeu așa cum ascultați dumneavoastră predicile, așa erau femeile mironosițe în frunte cu Maica Domnului și sorbeau cuvintele harului care ieșea din gura Mântuitorului. Totdeauna la cinstirea Maicii Domnului ne spune acolo o biserică, o pildă cu Marta și cu Maria. Și Maria și Marta sunt două surori, spunea o cântare, alese din lumea cea mare. Erau prietene Mântuitorului împreună cu Lazar. Adeseori când mergea în Betania, mergea acolo pentru că le-a socotit vrednice. Și Marta se silea să facă o spăz mare, iar Maria asculta, s-a așezat la picioarele Mântuitorului și asculta cuvintele lui. Și a spus Marta: nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și atunci Mântuitorul spune pentru noi și pentru femeia modernă din ziua de astăzi: Marto, Marto, la multe te silești, doar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Ce făcea Maria? Ce faceți dumneavoastră acum? Asculta cuvintele lui și le punea la inima ei. Dovadă că s-a învrednicit de fapte mari și se va vesti despre ea oriunde se va propovădui Evanghelia, a spus Mântuitorul. Tot ce a făcut ea pentru inima ei, pentru sufletul ei și pentru mântuirea ei. A adus un alabastru de mir, de nar, de mare preț. A fost martor la învierea lui Lazar. Iar cei care călătoresc în sudul Franței, în delta Ronului, la Camargue, există acolo o biserică, Sainte Marie de la Mer, Sfintele Marii ale Mării, în care se crede că a fost și Maria, sora lui Lazar, și a predicat acolo în sudul Franței.
Și creștinismul a prins rădăcini în Europa, iar câtă vreme a fost respectat și trăit, am creat marea cultură creștină europeană de neegalat. Dar când am căzut din credință, așa cum erau și evreii care cădeau din credință, ajungeau robi la filisteni. Cine erau filistenii? Ca să vă spun așa, să se potrivească cu ziua de astăzi, erau niște oameni de afaceri care urmăreau numai banul. E, cam așa a ajuns și Europa în ziua de astăzi. Nu-i mai pasă de suflet și de relația cu Dumnezeu. Totul este o afacere. Așa am ajuns și noi, să mă iertați dacă o spun, o corporație dintr-o țară mândră și frumoasă, pentru care înaintașii noștri și-a pus viața și s-au jertfit pentru ea. Căci țara aceasta este plină de sângele vărsat de înaintașii noștri ca să apere Europa de islam și să păstreze pământurile acestea pe care noi le-am vândut pe un blid de linte. De-aia am ajuns slugi și de ne luați în seamă în lumea în care trăim. Un singur lucru mai avem și trebuie să ne folosim de el. Rugăciunea la Maica Domnului. Căci mult poate rugăciunea Maicii Domnului pentru îmblânzirea stăpânului. 8 septembrie, prima sărbătoare din anul bisericesc, dedicată Maicii Domnului. Și mă bucur mult că dumneavoastră și astăzi ați făcut dovada că sunteți fii ai Maicii Domnului. Și am venit aici ca să participăm și să cinstim liturgic pomenirea Sfintei Fecioare cu laude, așa cum se cuvine, să le aducem lui Dumnezeu, Maicii Domnului și Sfinților. Amin.